La data de 23 octombrie, jurul 16:15, pe drumul național 15 de în afara localității Trefești, s-a produs un accident rutier din care a rezultat rănirea unei persoane. Din primele cercetări, se pare că în timp ce un bărbat de 61 de ani din comuna Vălenți conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma producerii accidentului, conducătorul auto a fost rănit grav. În cauză se efectuează cercetări pentru a se stabili modalitatea de producere a accidentului rutier.